Bună dimineața, Glamenca dimineață! Astăzi v-am pregătit, o să vreți un video, tot un haul cu hainuțele ce le-am cumpărat lui Kevin. Le-am cumpărat ieri și vreau să vi le arăt și vouă. Da, mami, Kevin e pe jos să se joacă. E atent la mine cum vorbesc. Și nu vreau să vă rețin foarte, foarte mult și o să încep să vi le arăt. O să încep cu gecuța asta. Toate le-am cumpărat de la Asda, marca George. Nu-i cumpăr haine foarte, foarte scumpe lui Kevin pentru că nu și-au rostul. Are câteva hăinuțe, îi cumpăr ceva mai bun, dar nu se merită pentru că imediat iese din ele, nu le poartă aici, nu are unde să le poartă tot timpul, să se ducă, să ieșim, să... Nu-i văd rostul de a cumpăra haine foarte scumpe pentru ei. Gecuța asta am cumpărat, îmi place că are material foarte călduros pe dedesubt. Am luat-o de 9-12 luni. Oricum e mare de el acum. Și m-a costat 10 lire. Îmi place gecuța asta. Și ușoară și practică. Oricum aici o ține frigul până mai târziu. Ok. Am luat o pereche de blugi. Da, blugi foarte subțiri. Sunt foarte subțiri. Da. Primăvară-vară. Peștii am dat 4 lire să-și vede prețul și sunt 9-12 luni. Ceea ce are Kevin acum, deși îi vor veni un pic lungi, dar e mărimea lui de acum. Așa. Aici am cumpărat un training din două piese, o bluziță și o pereche de pantaloni. Nici nu l-am desfăcut, nici nu m-am uitat la ele. Pantalonii au... Sunt foarte groși pe dedesubt, ceea ce îmi prind foarte bine aici. Și pe ăsta am dat 8 lire. Îmi place, foarte frumos. Așa. I-am mai luat jerseul ăsta cu mașinuțe. Tot 9-12 luni. Și m-a costat 8 lire. Foarte frumos. Am impresia că e lucrat. Pe dedesubt e la fel, nu are nimic, doar gluga o are îmbrăcată cu un material. În rest e ok. Așa, ăsta... Am mai cumpărat încă unul așa. Tot un fel de training, nu știu cum să-i zic. Un set din ăsta, tot 9-12 luni, tot două piese și ăsta m-a costat 6 lire. Kevin! Aici am cumpărat două bluzițe. Astea m-au costat 6 lire. Două perechi de pantaloni, tot 6 lire m-au costat, tot 9-12 luni sunt toate. Ăștia la fel sunt groși pe dedesubt. Ceea ce, cum v-am spus, îmi prind foarte bine pentru că Kevin stă foarte mult pe jos acum, umblă foarte mult și ăștia îmi plac... Mi-au plăcut și am luat. Așa, încă o pereche de... i-am mai luat încă o pereche de blugi, la fel ca ceilalți primii care vi-am arătat, tot 4 lire, dar numai că ăștia sunt 12-18 luni. Pentru afară vor veni perfect. Îmi place, mai ales că e roșu, avea și pe verde, și pe gri, și pe albastru închis. Nu. Am luat pe roșu. Așa, și... I-am mai luat două body-uri de dormit, două body-uri cu totul. Astea au fost 6 lire, la fel. Dar nu opresc tot pentru că nu sunt foarte ieftine aici, poți cumpăra oricând, oferte găsești tot timpul și nu se merită. Așa, astea nici nu le-am desfăcut, chiar sunt curioasă să văd cum sunt. Da. Astea sunt chiar mai groase decât celelalte ce avem. Mickey! Da, îmi plac. Sunt foarte practice, noaptea nu stau să-i dau pijama, mai dau și body pe dedesubt să nu iasă bluza, să stea cu spatele gol. Astea sunt cele mai bune. După baie, imediat îl îmbraci. Și cam atât am vrut să vă arăt despre haul-ul lui Kevin. O să vă spun acum că... Cana asta încă o folosim, o vom folosi
Kevin o acceptă așa cum e, m-am văzut că se descurcă cu ea cum poate. Cea de la mamă încă nu am pus-o în practică, însă acea suzetă de care v-am arătat-o cu material de introduci fructele acolo să mănânce, să tragă el, să sugă, nu. Lui Kevin din prima s-a făcut scârbă, n-a putut să se descurce cu ea, nu știa să o apuce, a băgat-o în gură și nu simțea materialul ăla, nu știu ceva, a fost neregulă. El am văzut că se descurca mai repede cu fructele, de dimineața am dat iară portocală cu tot cu coaje și el o ține mânuța, mănâncă, se descurcă mult mai bine. Dar am luat-o pentru, mă gândeam să-i bag căpșună, piersică, caisă, portocala fără coaje, dar nu. N-a acceptat-o, nu i-a plăcut și nici nu vom mai folosi. Uitați-mi să vă arăt jucăria lui Kevin ce am cumpărat aseară, deși am dat comandă pe Amazon. Este o jucărie ce se lipește pe masa lui la masa unde mănâncă. Are o ventuză, se lipește și nu se mișcă. Bine, se mișcă când, în momentul când trage Kevin de ea, are foarte mulți nervi și o deslipește de acolo. Îi place la nebunie, atrage atenția în timp ce mâncăm. Am văzut că e destul de practică. Pe noi ne-a ajutat aseară. Da, asta m-a costat 5 lire și mai era una ce avea o muzicuță micuță pe aici, era 10 lire. Să vedem și cea de pe Amazon când ne va ajunge cum e. Și chiar e foarte bună. Mi-a plăcut și îmi place. Kevin e super încântat. Așa e, mami? Da? Să uite la mine el. Da. Cam atât am vrut să vă arăt. Da. Cam astea sunt hainuțele lui Kevin de moment. Următoarele două luni ne ajung și ce mai are și plus că tot timpul sunt oferte, tot timpul mai cumpăr câte ceva. Dar nu cumpăr aceleași cele mai are pentru timpul ăsta. Adică tot timpul iau mai mari, să fie pentru următoarele luni. Așa și în rest papucii Adidas, chestii de genul încă nu folosim pentru că aici este foarte frig. Eu rar îi dau gecuță pe el și mai dau cât un botoșel în picioare, dar aici n-ai cum să-l încalți. Pentru că nu, el trebuie să stea în săculețul lui cu totul, în salopeta lui cu totul. Stă mult mai bine, mult mai sigur acolo și când le îmbrațe, nu stai să ridice geaca, trebuie să-i dau pe dedesubt și ștramp sau ciorap cu blugi, cu pantalon, două perechi să-l țin acolo. Nu, îl îmbrac lejel, îl bag în body ăla și e mult mai ok acolo. Hello! Te uiți la mami când vorbește singură? Da? Hello! Da, cam atât pentru astăzi și... Bitch! Mua! Ce faci, mami, acolo? Ce faci la elefantul Mișu? Îl papi tu pe elefantul Mișu? Sus! Bravo!